Multe zodii din horoscop vor avea noroc în perioada următoare, însă una dintre ele va avea un plus fiind protejată de Dumnezeu. Acești nativi din zodiac vor avea parte doar de binecuvântări și vor fi cei mai fericiți și cei mai împliniți. Iată ce spune numerologul Mihai Vorobkievici. Unii nativi din Zodiac vor traversa o perioadă excelentă, iar expresia l-au prins pe Dumnezeu de picior va fi cât se poate de reală pentru aceștia. Divinitatea își va întoarce fața către ei ori de câte ori vor avea nevoie. Mihai Boropchievici dezvăluie care sunt persoanele care vor fi salvate din orice situație complicată. Norocul va bate la ușa lor în momentele cheie ale vieții. Descoperă care este Zodia care se bucură de cea mai mare protecție divină. Acești nativi pot pune că s-au născut sub o stea norocoasă, pentru că sunt veșnic protejați de forța divină. Ei știu să-și croiască un drum de succes și vor reuși să facă tot ceea ce își propun. Firea lor familistă îi va face mereu să viseze la o familie fericită și de multe ori și numeroasă, dar și la o carieră de succes. Iar aceste lucruri le dobândesc până la vârsta de 35 de ani, pentru că, față de celelalte semne zodiacale, balanțele iau încă de la o vârstă foarte tânără viața în serios și, puțin câte puțin, își notează tot ce trebuie să facă în viață când își găsesc un partener de viață. Pe de aceeași lungime de undă, ele mai tatunează un pic, o perioadă, pentru a se convinge 100% că este omul ideal. Relatează Pungro.